Pe un picior de plai, pe o gură de rai, mării se întâlniră și în drum se opriră trei turme de miei, cu mulți ciobanii. Ce ziceți, domnul Cașei? Care e problema? La apus de soare, vor să mi-te omoare. Măcar să fi fost deștepți. Minimum 6% vorbe de luni până vineri. 11 metri cu Andy Stănescu și Radu Banciu la Sport Total FM. Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. A început sezonul de Champions League. Pentru români a început chiar de aseară, pentru că am fost reprezentați noi așa cu cinste de Nea Mircea Lucescu. A avut meci Shakhtar Donetsk. 3 puncte obținute de Nea Mircea, dar după declarațiile de la finalul partidei am început să ne lămurim. Acum cred că înțelegem ce se întâmplă cu Mircea Lucescu, nu prea mai înțelege fotbalul. Asta e concluzia la care am ajuns, nu noi, ci câțiva specialiști și analiști comentatori din presa occidentală, pentru că, paradoxal, după partida a spus: am dominat, am avut mai multe ocazii, meritam victoria. Raportul, cum se spune pe la noi, caseta tehnică, arată cu totul și cu totul altceva. Chiar scria un microbist, că un prieten de-al nostru: măi, oameni buni, la pauză raportul era de 10-0 în favoarea gazdelor, ca să nu mai punem la socoteală și faptul că au lovit bara în câteva rânduri. Dar Mircea Lucescu a văzut o altă partidă. Dacă vorbim despre subiectivism, cred că deja este campion. Unii manageri o fac să-și încurajeze fotbaliștii, alții o fac pentru că sunt mai răutăcioși din fire. Unii acceptă foarte greu înfrângerile, adică nu știu să se bucure de victorii și nici nu știu cum să primească neizbânzile. Am crezut că este cazul lui Mircea Lucescu, dar se pare că nu. Vede lucruri pe care noi ceilalți, toți ceilalți, nu reușim să le vedem, și de aici probabil confuzia asta. Așadar, a început cu dreptul și Shakhtar Donetsk, dar nu este o surpriză, era printre favoritele la calificare, deja o experiență în cupele europene și teoretic pot să ajungă în primăvară în Champions League. Să vedem dacă este și cazul Stelei. Un culoar oricum bun, nu e o grupă ușoară. Cine a spus asta? Adică Laurențiu Reghe Camp a spus-o din alte motive, poate. Dar se putea și mai rău. Steaua joacă în seara asta, cel puțin cu șanse să ajungă în Europa League, cine știe, la primăvară. Într-o grupă cu Chelsea și cu Basel. Ăsta este însă meciul care ne va arăta cam ce șanse are Steaua și cam pe ce loc ar putea termina. Da, e și meciul cu Basel important. Am văzut că specialiștii fotbalului european, sunt câțiva analiști dintre ăștia media, britanici, nemți, special din țările astea, olandezi, au făcut o radiografie a grupelor, tocmai am citit-o, și au văzut Chelsea și Basel în această grupă calificate, explicând și de ce, cu argumente, cum că Basel ar fi un club atipic, spuneau ei, cu un buget mare, cu tot felul de sponsori influenți. S-a văzut, de altfel, în ultima vreme echipa a realizat niște rezultate la care noi nu ne așteptam în cupele europene. Când a ieșit cu Manchester și cu Benfica atunci din grupă, chiar că a fost uriaș, făcând nu știu câte puncte în grupa respectivă. În fine, asta nu înseamnă că o competiție seamănă cu alta. Pot să dea kicks de data asta, dar așa erau văzute. Steaua net pe locul 4, dar Basel peste Schalke. Pe părerea mea, miza de fapt aici e să vedem care dintre astea două va termina pe locul 3. Spuneam și ieri cu Mateș, Steaua ar fi, dacă ar obține ceva de la această grupă, pe undeva ar fi și o palmă dată managementului european, fotbalul european bine întreținut, bine crescut, pentru că Steaua reprezintă exact contrariul. Este o făcătură care n-a respectat niciuna dintre regulile profesionalismului european
Este o echipă făcută pur și simplu la cârciumă, da? De niște oameni pușcăriabili de cea mai joasă speță. Sigur, cu niște jucători care au pus osul, îndoctrinați cu ideile ăstora și care au reușit, sigur, în mare măsură, iată, încă o campanie, au câștigat titlul foarte clar, au ajuns în situația asta de a reprezenta iarăși după 3 tururi preliminare România în Liga Campionilor. Însă dacă ar reuși aici, ar fi peste închipuire. Ar semna că fotbalul are o doză de aleatoriu mai mare decât ne-am fi imaginat. Ea există, bineînțeles, în fiecare meci poate să apară o surpriză. Nu există o logică perfectă, verificată, de exemplu, aseară la Copenhaga, da, unde nu era nicio discuție. De altfel am înțeles că portarul de la FC Copenhaga a făcut minuni. A apărat în repriza a doua 6-7 situații de gol pentru Juventus. Nimic nu anunța un egal al lui Juve acolo. Juventus ar fi trebuit să câștige nu la Copenhaga, ci toate meciurile din grupă, practic, la cum se prezenta în momentul ăsta. E bine, n-a făcut decât 1-1. A fost singura surprizuță, să-i spunem, a serii, că nu va fi cu efect, asta e altă treabă, pentru că totuși un punct în deplasare, bați acasă, le-ai luat 4 puncte, arhi suficient. Cu 4 puncte luate celor 3 echipe din grupă, n-ai cum să nu te califici. De altfel, media calculată pe ultimii 30 de ani în Champions League, nici nu existau acum 30 de ani aceste grupe, evident, era cu totul alt sistem. Dar exista un sistem, da, cum s-a întâmplat, de exemplu, și în 1992-93, la prima ediție a Ligii Campionilor, tot cu două grupe formate și așa mai departe. Dar media este de 10,2 puncte, chiar am citit. Adică undeva în jur de 10 puncte s-au calificat echipele până acum, la cum a evoluat această competiție. Deci dacă tu iei 4 puncte de la 2 adversari din 3 și câștigi cu celălalt un singur meci, da, ești deja peste această medie, având 11 puncte. Deja nu trebuie mai mult. Juventus îi ajunge să facă un egal. Dar în afară de rezultatul de la Copenhaga, n-a fost nimic ieșit din comun. Asta că Shakhtyor a câștigat împotriva logicii la San Sebastian este un rezultat totuși normal prin prisma rezultatelor din ultimii ani. Real Sociedad e nimeni în Champions League, pe când Shakhtarul e o echipă care a și trecut de grupe și are prezențe constante acolo. Să nu uităm că era în urna a doua valorică. Shakhtar era o echipă de prima parte a urnei a doua valorice, da? Real Sociedad era în urna a patra la coadă. Deci nu este o surpriză pe plan european, chiar dacă s-a întâmplat să fie împotriva cursului jocului de data asta. N-a mai călărit Alunea Mircea. Dar rezultatul este excepțional. Excepțional este și rezultatul lui PSG, deși Olympiacos a fost peste ei. S-a terminat 1-4. În Franța, de exemplu, presa de astăzi nu vorbește despre rezultat, vorbește numai despre enormele lacune ale lui PSG, care a jucat, se pare, cel mai slab meci al său din actualul sezon. A fost călcat în picioare 2 bare în primele 15 minute Olympiacos, nenumărate situații ale lui Weiss ăla în prima repriză, numai că grecii probabil că tactic nu stăteau atât de bine încât s-au tăiat. După pauză n-au mai putut să joace la același nivel și 3 cornere consecutive i-a adus Parisului 3 goluri. Însă poate și așa. Corner la veții cap Thiago Motta, corner la veții cap Thiago Motta și corner nu știu care cap Marquinhos. Deci 3 goluri cu capul la corner într-o singură repriză este unicat, cred că, în istoria Ligii Campionilor. Este unicat de obicei în orice meci. N-am mai pomenit de foarte mult timp chestia asta. De pe vremea, știi, pe vremea când Laurent Blanc era fotbalist, el reușea să te păcălească cu scenariul ăsta. Bă, dată într-un meci ai dreptul să iei la o fază fixă cap la corner. Da? Oricine poate să pățească asta, chiar și cluburile din Anglia. Date 2 ori să fii păcălit într-un meci cu aceeași chestiune, de același fotbalist, de 3 ori să fii păcălit, asta trebuie să fii chiar prost. Deci să ți se marcheze la corner de 3, nejucând aia nimic. Bine, Ibrahimovic a mai avut și un penalti, l-a ratat. Trebuie să fie 1-5. De asta spun că nu trebuie comentat un meci de fotbal întotdeauna după scor. Pentru că e o minciună, de aia zic, și Nea Mircea, să stea liniștit că nu era. Trebuie să fie 2-0 pentru ea și a fost 2-0 pentru el. Nu întotdeauna să și potrivește.
Uneori, da, bați cu 1-0 și l-ai dominat pe ăla net, ai toate motivele să fii satisfăcut. Ăștia n-aveau niciun motiv. Toți erau cu capetele plecate, presa i-a criticat. Blanc la conferința de presă n-a pomenit decât de problemele din apărare ale lui PSG. Sigur că deja e un alt nivel, dar nu te mai mulțumești să te duci să bați cu 1-0 sau să faci un egal în Grecia, deși era foarte bun într-o astfel de grupă cu Benfica și cu Anderlecht. Era foarte bun un egal la Olympiacos. Nimeni nu vă știa să spun, să nu exagerăm cu mamă ce a făcut, le-a dat ăla două boabe, dar a avut, le-a susținut 30 de situații. În condițiile astea nu mai poți să zici bine că n-am primit gol. Ai avut noroc, adică n-ai primit gol, puteau să intre oricâte, nu era problema ta ca antrenor. Ei, și-ar mai fi ceva de spus după meciul ăsta, așa cum au remarcat și alți telespectatori. Nea Mircea a beneficiat de prestația unei brigăzi românești la acest meci. Prietenul nostru Hoțugan, cum îi spunea Sile, un alt fost prieten pe vremuri clientul nostru, Hațegan a arbitrat și unii spun că 3 penaltiuri au avut bascii, Alex de pildă, așa zice. Unu, pe unul dintre ele l-a scos în afara careului. Cine a fost arbitru? Hațegan. El a fost la meciul ăsta? Da, deci a mutat un penalti în afara careului, iar pe două pur și simplu s-a făcut că nu le vede. Dumnezeule, așa, așa ar fi câștigat Mircea Lucescu. E clar, nu știam de... Nu știam de chestiunea asta. Dar am auzit, că i-au călcat ăia în picioare, literalmente, ca nivel de joc. Păi deci a fost arbitru român. E prima oară când Shakhtyor e arbitrat în Europa de un român, cel puțin la nivelul grupelor de Champions League. Nu știu dacă o fi fost prin pe timpuri, pe tururi preliminare. Vă dai seama că românii, ce ar fi zis Nea Mircea lui ăla? Să plătiți steaua. Astăzi, dacă el a arbitrat corect, el făcea hoț Lucescu, așa da, a câștigat și nu le-a dat nimic ălora. Mă întreb ce-o fi fost în tribune totuși, văzând aia cum a venit românul să tragă pentru ucrainieni. Și ca să nu fim noi acuzați de subiectivism, iată și o statistică, de pildă pe FlashScore. La capitolul posesie, avantaj de partea gazdelor, dar hai să zicem că nu asta e foarte important. Ocazii de gol, de 3 ori mai multe, pentru Real Sociedad. Șuturi pe poartă, la fel. Raportul este de 3-1 în favoarea gazdelor. Pe lângă poartă, deja raportul e 4-1. Așa-și dărea în privința loviturilor libere. La cornere, da, ce deci să mai zic? Ăștia au dat un șut pe poartă și două goluri. Da. Sau cum? Cam așa ceva. În schimb, statistica este de partea oaspeților când vine vorba despre intervențiile portarului, faulturi și cartonașe galbene. Eu zic că e destul de edificator, oameni buni. Bun, ne-a pârlit, sigur, până la urmă, dar e clar că dacă spui că arbitru a fost Hoțugan, ăsta e motivul principal. Da, se pare că l-a ajutat. Pentru că altfel nu e foarte important. Bun, se mai întâmplă. Bun, adversarul te-a dominat și a creat mai multe ocazii, a fost peste tine și tu l-ai bătut. Să fii sănătos, că până la urmă ăsta e scopul în fotbal. Dar dacă zici că arbitru a fost de al nostru, se știe cum sunt românii. Dar el s-a dus cu tentă și l-a aranjat. Nu putea. Cum s-ar fi uitat în ochii lui Lucescu să fie arbitrat corect? Era acolo, știi cum e, specific românesc, numai românul în situația asta. El s-a dus și a aranjat pe aia. Pentru că și dacă nu era fan Lucescu, considera că e o datorie de onoare a lui. Arbitru oricum plin de scrocherii, dovadă că el este ăla care le scosese lui Tottenham, le-a lăsat 3 goluri sau nu știu, chestii de genul ăsta într-un meci european pe teren propriu. Deci este un tip și cu tupeu, cum sunt arbitrii noștri, și prost pregătit, și cu tupeu și hoț. Da? S-a dus și a zis, bă, asta e mare lucru, ce îmi dau ăștia suspendare, scot de la Nea Mircea. E vorba și de intimidare aici, chiar dacă, să zicem, Hoțugan nu ar fi fost român, nu ar fi știut cine e Mircea Lucescu, ar fi auzit vag așa, pomenindu-i se numele. Ar fi simțit însă că Nea Mircea a învățat cum se fac lucrurile astea. Este o tactică pe care a aplicat-o cu succes și Sir Alex Ferguson, trebuie să recunosc. După fiecare meci, chiar dacă a fost pierdut sau câștigat, antrenorii de tipul ăsta critică arbitrajul. Numai în cazul în care arbitrul a fost evident de partea lor, nu o fac.
Așa știu unii să învingă, nu-i așa scopul, scuză mijloacele. Au mai fost câteva chestiuni interesante. Manchester United a debutat, din punctul meu de vedere, n-a zice nesperat de bine, dar în orice caz nu mă așteptam să obțină o victorie la maniera asta. Mă gândeam mai degrabă, știu eu, poate un 1-0, 2-1, ceva. În orice caz m-am temut de partida asta. Au învins lejer. Da, ar putea fi o surpriză. Și eu ziceam, vorbeam ieri de chiar de un 0-0 la meciul ăsta. Păi mă gândeam la un meci egal sau o victorie la limită. Neamțu, bă, cum zicea și Mateș, avea niște antecedente interesante cu United. Manchester nu mai era în campionat cu fazele fixe și cu penaltiurile, deși, sigur, la nivelul ăsta în cupele europene încă se poartă. Arbitrii te știu. Marile echipe n-au nevoie de cărți de vizită personalizate ca să-i spună arbitrului cine sunt. Dar uite că până la urmă i-au făcut. Deși, ce văzusem eu acolo, am văzut golul Rooney de 1-0. Fază tipică, gol primit de echipă mică, absolut nimic ieșit din comun. O centrare obișnuită, o reluare banală, gol a fost dată. Aia totuși au reușit să egaleze. Deci golul Rooney a fost perfect anulat, egalat în minutul 55. Deci după 10 minute din repriza a doua era 1-1. De acolo s-a rupt treaba, nu știu ce s-a întâmplat. Au luat 3 boabe una după alta. În condițiile astea marcate de 3 jucători diferiți. Și în condițiile astea nu mai au ce să spună. Au redus în minutul 88 tot un turc. E gata. Leverkusen trebuie să se concentreze că vin meciurile cu cine? Ei cu Neamircea? Da, cu Neamircea. Real Sociedad și Actior Donetsk și... Sigur. Deci el cu bătălia lui va fi cu Neamircea de acum înainte. Dacă nu-i arbitrează Hoțugan și acolo, în orice caz, Leverkusen îi va întinde pe Shakhtar, dar să vedem cât. Borussia Dortmund abia a reușit anul trecut să debaraseze de prostul ăsta. Să vedem dacă va reuși Leverkusen, care e o echipă infinit mai mică, evident. Și nu are experiența cupelor europene aproape deloc. Ceea ce nu-i cazul banditului nostru. Despre Copenhaga Juventus am vorbit. La Real Madrid Galatasaray, la scorul ăsta nu știu dacă mai putem comenta. Domnule, ciudat. Într-adevăr, nici aici n-a avut nicio legătură cu rezultatul. Pentru că până la pauză meciul a fost foarte echilibrat. Da, am înțeles că s-au comportat excepțional. Tu și eu juca binișor. Drogba, mână moartă, așa cum am și zis, nu mai e interesat. No. S-a accidentat ușor, a ieșit imediat, nu mai pune osul, nu mai are niciun interes. A rămas la Galatasaray, stătea pe teren doar ca să treacă timpul, nu mai era. Dacă îi dai mingea exact pe cap sau îi pui fix la șut, dar în rest el nu făcea nici urmă de fază defensivă. Absolut nimic, nu mai era interesat. Asta am anticipat și cu el și cu Snyder. E un sezon deja în plus în Turcia. Acolo nu mai e ce să facem. Primul sezon a rupt. A dat vreo 20 de goluri în campionat. L-a interesat. A văzut acum despre ce e vorba, s-a terminat. Nu mai are niciun interes. Mercenari dintre ăștia care la sfârșit de carieră vin la câte un club din periferia Europei. Nu pun osul. A terminat el și a făcut cariera în altă parte. Aici a venit să ia un bănuț și să nu-și rupă capul. Nu mai pune osul să stea 6 luni cu piciorul în ghips pentru ce. Deci n-au contat, dar sigur și cu proștia din tribună și cu fanatismul ăsta absolut chiora lor. Prima repriză, Realul fiind antrenată de Ancelotti, nicio echipă din lume antrenată de Ancelotti nu joacă fotbal. Și lui Real Madrid i-a fost destul de greu. Deci a fost o repriză unde un pic a fost mai bună Galatasaray. Putea să marcheze, evident, în câteva situații. Golul Realului a fost o întâmplare, în rest nimic. Și Benzema n-a atins mingea, în prima repriză Cristiano Ronaldo a fost muci. În repriza a doua nu știu ce s-a întâmplat, am înțeles tot așa că 10 minute turcii au fost încă ok. După care, împotriva oricărei logici a cursului jocului, a dat Benzema, tot așa o minge aruncată să scape de ea, s-a lovit de ăsta, în fine, a ieșit un gol. Aia la 0-2, sigur că o echipă mică, totuși Galatasaray în comparație cu Real Madrid de o echipă mică, n-a mai putut. Și atunci au trecut băieții, sigur Cristiano Ronaldo, că de-aia e cel mai bun fotbalist din lume, a dat 3.
Da, s-a enervat Ronaldo, le-a dat 3, cum a făcut și în Irlanda de Nord. N-a jucat nimic nici acolo 60 de minute și dintr-o dată le-a dat 3. Ăsta înseamnă tot un jucătorul de mare clasă. O, obosit, nu făcea nimic, un jucător de ăsta mediu spre bun, făcea un meci de rahat. Se ducea, nu punea osul, sau dădea un gol și după ce dădea golul ăla de la bucuria pe care o exercita după marcarea golului, nu mai juca nimic. Nu mai putea reveni în modul de competiție, cum fac unii. Au marcat un gol, se bucură așa de tare la golul ăla, că nu se mai pot reconcentra. Să termină meciul, nu mai, nici nu mai ating mingea. Ăsta a mai dat. Deci în repriza a doua a fost așa, Benzema, Ronaldo, Benzema, Ronaldo. Le-au dat 4 și după aia au dat și turcii, ăla care a fost la Toulouse, Mid Bulut ăla, a dat golul de 1-5 și a mai dat Ronaldo. Deci Benzema, Ronaldo, Benzema, Ronaldo, Ronaldo. Asta a fost repriza a doua a Realului. Într-adevăr, dacă ar fi să te uiți doar la asta, e extraordinar. Le-a dat 6, mă, până la urmă, turcaleților, marele public de la Istanbul. Sigur că astea sunt cioace. V-am spus de altfel de multe ori, cu 20 de minute înainte de final, nu mai era decât cât un turc așa, prin tribune, restul plecaseră. Deci l-a dat stingerea repede, nu există public care să marcheze vreun gol. Când vine o echipă din toată, ce-l interesează pe Ronaldo că tu urli în tribună, pe Benzema sau pe Isco ăla sau... N-a avut niciun efect, bineînțeles, galeria în fața lui Real Madrid. Putea să fie publicul lui Pește. Da. Ce contează că urlau ăia din toți rărunchii? Le-au dat 6. Cât putea să le dea mai mult? Ce dacă era public? Marele public, presiunea publicului în Istanbul. Un clișeu. Un clișeu s-a văzut. Putea să fie publicul oricare. N-are nicio importanță. Astea sunt pentru echipele mari. Contează, bineînțeles, la Dortmund, la München, la astea, dar au și echipă. Na, echipă vine și îți dă 6 Real Madrid, nu contează că ai public. Spuneam noi și în sezonul trecut că, în afară de faptul că e totuși o echipă mare, Real Madridul îl mai are și pe Cristiano Ronaldo, chiar și Manchester United a pățit-o. Ăsta te poate bate și te poate scoate din competiție de unul singur. Dacă mai punem lângă el și pe Benzema și pe ceilalți, e, sigur că oricât ai lupta, ce poți face? 18 milioane de euro salariu pe an are la Real Madrid. N-ai cu cine să te luți. Păi da, dar asta și e. Ce, ăștia sunt jucătorii care fac diferența, da? Când ai câte unul din ăsta, sigur, dacă tu dai pe an 200 de mii salariu, de 200 de mii joacă. Are să 18 milioane, păi ce vrei? Da? N-ai. Turcii, sigur, sunt la alt nivel. Nu poți să zici că a fi avut ei pe Ronaldo, da, să schimba treaba. Nu l-au avut. E firesc să fie așa. Ăștia sunt jucători din altă sferă. Bineînțeles că îți câștigă un meci. De-aia au și prelungit ăștia contractul. Era un nebunit să joace până la sfârșitul carierei. Unde să-l mai dai? Asta ziceam și noi. Bun, îl dau cu 100 de milioane cât să zvonea. Bun, și ce e în loc de 100 de milioane? Ei, 3-4 jucători buni, dar nu-i niciunul dintre ăsta care să-ți dea într-o repriză, în deplasare, în Liga Campionilor, 3 goluri. Astea sunt jucători foarte puțini care să facă așa ceva într-o repriză, în deplasare, într-un meci cu miză, că echipele erau la 0 puncte. Să-ți dea 3 boabe, nu există așa ceva. Am atins așa, am pasat și grupa D. Mai rău să vorbim despre Bayern cu CSKA Moscova 3-0. Da, ce mi-a plăcut acolo, aș spune doar atât, că la tineret, știi că pentru prima oară în istoria Ligii Campionilor, în paralel se desfășoară și Liga Campionilor pentru tineret, exact pe același calapod, adică tragerea la sorți a grupelor pentru echipele mari este valabilă și pentru alea Under 19. Chiar și Steaua, care n-avea astfel de lot, a trebuit să-și facă unul. De la orele 16 trecute. Așa, va juca cu Schalke. Pe da. Eurosport se difuzează. Deci ideea este că la tineret, dacă nu știți, Bayern München, CSKA Moscova 0-2. Iată, totuși că există un nivel unde rușii nu sunt chiar așa de slabi. E o radiografie foarte bună asta, să urmărești în paralel și rezultatele de la tineret. United, de exemplu, cu Leverkusen a fost 4-3. Deci nu mare diferență între Under 19 și
echipa mare. Manchester United a terminat în 10 oameni. A fost un eliminat. S-a terminat 4-3 la tineret. Olympiacos cu PSG urmează să se joace astăzi. Nu s-a jucat ieri, nu știu exact care era motivul. Dar e de văzut, încă o dată spun. Până acum existau astfel de competiție, dar participa cam cine vroia. Iar grupele erau făcute printr-o altă tragere la sorți. Nu avea nicio legătură cu tragerea la sorți de la echipele mari. Participau echipe de genul Aston Villa, foarte bună de altfel la Under 19. Câte știu eu, Inter Milano a câștigat sezonul trecut competiția asta. E de văzut, adică să vezi și cum se lucrează în spate, ce vine din urmă, la un nivel mult mai corect. Pentru că la Under 19 nu i-ai pe Robă și pe Ribery. Acolo joci cu cârnații tăi. Da? Sunt numai cârnați. Că la Under 19, la Bayern München, nu sunt vedete. Sunt cârnați, chiar de mici au mâncat numai cârnați. Da? În loc de lapte au băut bere. Sunt nemțălăi de 19 ani. Acolo poți juca. Ne întoarcem la epoca fotbalului romantic. Da, este ok, și OM a bătut pe Barcelona cu 4-2 acum 2 ani în Champions League la tineret, după ce Barça conducea cu 2-0 la pauză. Bă, e un nivel un pic mai echilibrat. Ea vreau să spun acolo altceva la Barcelona. Nu îi se injectaseră încă. Erau tinerei, nu știu dacă era o miză așa de mare, știi? La echipele mari ce Dumnezeu să faci? Te uiți la ei ca la catedrală. Da. Da, uite că acolo n-a fost așa. I-am bătut copiii noștri de printre blocuri, le-am dat 4-2 Barcelonei. Am făcut praf și pulbere. Pe Manchester City a bătut OM cu 3-0 ediția trecută acasă în Champions League. Eu ăsta, cum se numește el, da? O să vedem acum ediția asta exact care sunt forțele la nivelul ăla. Când încă o dată spun, fotbalul nu este mânjit. Acolo nu vine hoțugan, mizele sunt nule la ăia. Ea joacă pe 1000 de euro. Da? Acolo n-ai de ce să furi ca arbitru, că nu ai ce să... Bun, joacă Barcelona acasă cu aia. De ce să furi? Dă-o, dragă, n-am ceva. Ăia încep să plângă dacă îi furi. Sunt niște copii, tată. Deci au toți sub 19 ani. Dar joacă cu tricourile echipelor mari. E atmosfera cu minge de Champions League. E foarte interesant, foarte bună a fost această idee. Pentru că acolo încă la nivelul ăla toată lumea are o șansă. Absolut nu este nicio diferență. Și cum ți-ai crescut acolo, ce jucători ai reușit să iei până la vârsta aia? Clar că diferența se face dacă e vreunul mai talentat. Nu există nicio tactică. Da? Ce tactică? Dovada clară, da? Au avut aia 2-0 la pauză Barça. I-a bătut OM cu 4-2. I-a luat la mingică reală. Da, nu ține, nu există, nu poți să ții de scor Under 19, că n-ai, nu există așa ceva, cum să tragi de timp când tu ai 18 ani. N-ai nicio experiență. Și asta spun de văzut, așa că mi-a plăcut asta cu Bayern München, că tot a venit vorba. Ia bă tu, bă, rusul. Da? Uite că la nivelul ăsta sunt peste Bayern. Începe și Steaua. Am vorbit despre meci Steaua-Schalke, de fapt Schalke-Steaua în seara asta. La tineret ar trebui să fie 6-0. Vedem. Steaua nici n-are echipă de nivel. O să urmărim scorul, că începe, ar trebui să înceapă peste câteva minute meciul, sigur că nu-l prindem noi pe tot în direct. Avem grupa Stelei, așadar grupa F cu Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Arsenal, Napoli. Asta e o grupă foarte, foarte interesantă, spre deosebire de grupa Gheorghe, care este, ce să zic, Zenit, Austria, Viena, Porto și Atletico. Bine, măcar de Porto și Atletico am mai auzit și am mai văzut în trecut. Dar mi se pare cea mai slabă grupă, din punctul de vedere al telespectatorului. Bineînțeles că nu alegi meciurile din grupa G, dacă ai ocazia să le urmărești, îți iei și tu altceva, că te plictisești. Și Ajax, Milan, Celtic, Glasgow, Barcelona. Aici m-ar interesa să văd ce mai fac cei de la Celtic Glasgow, că în sezoanele trecute mi-au plăcut, din când în când au făcut meciuri foarte, foarte interesante. Uite că s-au jucat câteva. Austria-Viena, uite, vezi că e interesant. Austria-Viena, considerată cea mai slabă echipă dintre cele 32 care sunt în Liga Campionilor, 3-0 a bătut astăzi la Under 19 pe Porto. Avem Atletico Madrid-Zenit 4-2, Olympiacos PSG 0-0, Chelsea-Basel e 2-0 la pauză.
Acum încep într-adevăr de la ora 16:10 minute toate celelalte meciuri. OM, Arsenal, Napoli, Dortmund, Milan, Celtic și Schalke, Steaua. Da? Deci iată, Austria, Viena la Under 19 i-a bătut pe FC Porto cu 3-0. Vă dau, dacă vreți, și rezultatele de aseară care s-au înregistrat aici. Manchester United, Leverkusen 4-3, Real Sociedad, Shakhtar 3-2, FC Copenhaga, Juventus 2-2, Galatasaray, Real Madrid 1-1, Benfica, Anderlecht 3-0, Plzen, Manchester City 1-4, Bayern, CSKA Moscova 0-2, și deja suntem la rezultatele de astăzi. V-am spus deja 3 rezultate: Olympiacos PSG 0-0, 4-2 Atletico Madrid cu Zenit San Petersburg și 3-0 Austria Viena cu FC Porto. Chelsea are 2-0 la pauză cu Basel. Atâta doar, vorba cuiva, Steaua nu are echipă de tineret, a închiriat. Da. La mie mi se pare o inițiativă foarte bună din partea celor de la UEFA. Da, știi care e problema? Trebuia să te scoate din Champions League, în mod normal. Te obligă, da, uite că ăștia din Est păcălesc totuși sistemul, cumva. Teoretic ar trebui să te oblige să investești și tu. Păi asta zic. În viitorul echipei. Numai că în Est, echipele din Est, iată ce fac, închiriază fotbaliști. În Franța, de exemplu, dacă n-ai echipa a doua la fotbal feminin, nu te poți înscrie în campionat. Deci așa este de schematizat și de tipizat fotbalul la nivelul ăsta. Deci trebuie să ai două echipe și la feminin ca să poți să ai echipă profesionistă. Dacă nu ai echipă de tineret, cum nu are Steaua, în mod normal trebuia să fie out, după părerea mea, și echipa mare din Liga Campionilor. Deci asta înseamnă exact ce vorbeam și eu. Asta este bătaia de joc. Este singura echipă prezentă între cele 32 care nu avea un astfel de lot. Îmi dai seama ce bătaie ia de la Schalke. Sport Total FM, mai mult decât... Bun, să vă dăm o știre acum, care ține de zona mass media. În primul rând, Horia Ivanovici se întoarce, în caz că nu ați aflat, la Etno TV va avea loc emisiunea. Ce să zic, se potrivește și cu publicul țintă al postului respectiv de televiziune. Fotbalul este exact ce își doreau mai mult și mai mult gospodinele care stăteau în fața televizorului așteptând videoclipuri cu Ionela Prodan. Nea Beni a trecut la muzica pop în ultimii ani, mai subțire cu muzica populară. Nu urmăresc canalele astea, dar încât știu unui canal de manele, deci nu se potrivește absolut deloc. Dar ce contează dacă omul e pasionat de ceea ce face? Giovanni Becali, în schimb, va avea și el emisiunea lui de televiziune. Asta mi se pare. Nu pare să fie o glumă. Aha. Negociază, la bine, deocamdată vorbele astea vin din partea lui. Negociază cu un post TV, nu spune care post, dar înțelegem că despre Dolce ar fi vorba. El să modereze. Da, formatul emisiunii va fi următorul. O dată la două săptămâni se va difuza emisiunea în direct și va consta în deplasarea unei echipe de filmare în cantonamentul unui mare club european, să zicem, acolo unde antrenorul, managerul și alte personalități pe plan local vor răspunde întrebărilor puse de Giovanni. Fabulos, deci, da. Pe la Barcelona, pe la cine știe pe unde se va mai duce. Ivanovici ar fi mai mult decât util, totuși, într-o asemenea combinație. Mai mult decât util, adică eu aș vedea emisiunea chiar așa. Ivanovici la sfârșit intervievându-l el pe Giovanni. Și Giovanni putând să-l și înjure, bineînțeles, putând să spună orice pe final, adică pentru și mai multă povestire și mai multă iluminare a publicului, da, cu privire la subiectul respectiv, o clarificare și mai amănunțită la sfârșit. Horică, dar nu un segment în care îl știm, deci un pulover Horică cu ceva de mâncare în mână, deci nu ăla de la Fanatic care dă cu pumnul într-o palmă, da? Nu clasica imagine, un alt Horică,
dar extrem de util, pentru că nu e așa analistul numărul 1 al țării, cea mai mare audiență, știi că a scris Tolontan despre el. Scris un text imens, imens, numai în Frankfurt, Allgemeine Zeitung se putea publica, mă rog că l-a scris pe blog. Așa, uriaș, în care l-a apărat pe Ivanovici. Bine, el, am înțeles textul, dar liniștitul ăla, am înțeles textul, mult mai profund, el ce făcea? Apăra cum ar veni brasla în fața invadatorilor, adică a patronilor, a multinaționalelor care, în momentul în care le sunt lezate interesele comerciale, dau în presă. Până atunci nu. Avea dreptate aici, Tolo. Sigur că ei au închis ochii la toate fără de legile lui Ivanovici timp de atâția ani, până când le-au fost lezate interesele comerciale. Adică, ce ziceai și tu, au primit un telefon sau un mail sau li s-a bătut la ușă și li s-a spus: bă, tată, stai puțin că nu vă mai dăm meciuri, nu vă mai lăsăm la acțiunile echipei naționale. S-a supărat Mircea Sandu, s-a supărat nu știu cine, s-a supărat Pițurcă. În momentul ăla l-au dat afară. Și i-au făcut, bineînțeles cum se întâmplă la Digi, i-au făcut lui Ivanovici un raport, da? Uriaș, pe sute de pagini, cum fac ei. E suficient să te abonezi la telefonie la ei, că îți dau un contract de 100 de pagini. Asta înseamnă birocrația autentică. Și chiar mă întrebam odată, dar oare cum au reușit oamenii să facă așa ceva? Cum de și-au complicat viața pentru niște chestiuni totalmente inutile? Un contract de cablu sau de telefonie. De ce trebuie să aibă contractul 100 de pagini? În fine, așa sunt toate. Așa a ajuns societatea în ziua de astăzi. Aici nu e neapărat nevoie să vorbim de România. Aproape peste tot în lume, birocrația și-a băgat colții. Bun. Și ei au făcut un raport enorm lui Ivanovici, în care prezentau și citate din emisiuni, în care leza cum ar veni interesul comercial al angajatorilor lui. Până atunci însă i-au înghițit ăia toate mendrele, că ea nu se pricep la sport. Încă o dată vă spun, nici George Dobre, nici nimeni din redacția de sport n-avea tupeu și n-avea percepția și n-avea căderea să intervină peste așa ceva. L-au lăsat pe ăla să-și vadă de treaba lui. În momentul în care au primit niște telefoane de la oamenii grei, l-au mătrășit. Da? Și Tolo scria de teoria, sigur că în esență textul lui Tolo nu era de publicat, pentru că și dacă lucrurile stau așa cum spune el și e o imixtiune dintre asta, într-adevăr, libertatea de exprimare, presa au fost îngrădite și așa mai departe de niște oameni cu bocanci, cu șenile, cu, în fine. Când e vorba de Horia Ivanovici, se poate face o excepție, adică parcă acolo totuși e normal să se întâmple așa. Adică în momentul când se vorbește de Ivanovici, nimeni nu mai e ziarist. Niciunul dintre noi nu mai e ziarist, suntem cu toții patroni. Când e vorba de Horia Ivanovici, cu toții ne dorim ca omul să fie ejectat. Dar nu ne mai gândim la nimic. Adică acolo sunt totuși niște condiții particulare. Bă, sigur că e nasol că și-a făcut mendrele atâția ani. Dar este bine că a venit momentul în care l-au mătrășit. Nu trebuie să intervenim. Uite, domnule, ce nenorocire. Sigur, trebuia să fie o voce, asta putem să îngăduim. Dar măcar să nu-i fi pomenit lui Ivanovici numele. Adică trebuia să fie o voce care să se ridice împotriva acestor chestiuni, ca să nu existe un precedent să se spună, bă, în țara asta, dacă dai afară un jurnalist pe motive neîntemeiate din punct de vedere al profesiei, pentru că ei ce îi reproșau acolo era absolut insignifiant. Și Ivanovici ieșea foarte bine. Cel a ieșit un pic martirizat de chestiunea asta. Că a înjura fotbalul românesc nu e nicio dramă. Atâta doar că el nu-l înjura că așa credea el de cuvință. Și pentru că așa erau niște interese. El, dacă are un meci împotriva lui Pițurcă, îl înjură pe Pițurcă. El nu e obiectiv. Înțelegi? Dacă are un meci împotriva lui, știi că nu-l înjură pe ăla. Dacă nu are, nu-l înjură niciodată. Adică aici trebuia totuși nuanța asta, mi se pare importantă. El nu reprezintă presă. Deci Horia Ivanovici n-a făcut niciodată presă. El nu trebuia să fie apărat de o instituție de presă cum este blogul lui Tolontan. Da? Sau de trustul intact sau nu știu pe cine reprezenta Tolontan, pe el însuși. Da? Horia Ivanovici nu este în această categorie pentru că el n-a făcut niciodată presă. El și-a făcut mendrele. Da, este un, ca și cum ai zice că, nu știu, Marian Vanghelie ar fi om de afaceri. Sau, nu, ăștia și-au văzut interesul, n-au făcut business niciodată în adevăratul sens al cuvântului, păcălindu-te sau furând sau nu știu ce făcând. Da?
Aici e toată chestiunea. Altfel râuri întregi, pagini întregi, ca să ne demonstreze că, uite, domnule, nu se mai poate așa. Ce a ajuns presa să... Și spunea și de Voiculescu, cum a sărit el și a înjurat pe toți ăia acolo, cum a dat în Dan Voiculescu și în Alexandrescu ăla, le-a ținut partea celor de la RCS în cazul... Evident că le-a ținut partea ălor, acolo trebuie să fii îndoctrinat până la Dumnezeu. Trebuie să fii gâdea sau badea, altfel nici nu poți să ții partea trustului intact, chiar dacă faci parte din el. Este o rușine ce s-a întâmplat acolo. Bineînțeles că n-aveau dreptate. N-am citit chestiunile alea ce a scris Tolontan la vremea respectivă, dar nu e o mirare, nu e o faptă cu care să te mândrești că tu i-ai susținut pe aia la alții. Când acolo a fost un șantaj pe care îl vedea toată lumea din avion. Da, era normal să procedezi așa. Aici însă am zis cu acest amendament, că în rest nu-i problema noastră. Că el apără presa și că nu știu ce și că... Horia Ivanovici n-a făcut niciodată parte din această breastă. Cât despre Giovanni Beccari, din ce înțeleg eu, e o dorință a lui în momentul de față. E în stadiu de intenție și ar dori să modereze o emisiune de tipul ăsta. Păi ea nu pot să-i spună nu, în condițiile astea. Că vrea Giovanni... Da? Se pare că ar fi vorbit cu cei de la Dolce. Sigur. Da, încă nu e bătută în cuie treaba. În orice caz s-a lăudat spunând: probabil că veți avea o surpriză în viitor de la un post de televiziune cu mine ca primadonă. Vor fi interviuri din două în două săptămâni cu mari antrenori și marile personalități ale lumii fotbalistice din Europa și chiar de peste ocean. Tare. Păi ce mari personalități ale fotbalului avem peste ocean? Se referă poate la băieți ăștia de tipul David Beckham, care se duc și joacă acolo 2-3 ani. Nu e cazul. Da. Faci un interviu cu David Beckham despre Chiesa. Acum aș între timp a și plecat de acolo. Guardiola, chiar dacă a stat peste ocean, a stat mai mult în vacanță, pe acolo pe coasta de Statul s-a întors în Europa. Ce-i rușinos aici, asta vreau să spun, și dacă va scrie Tolontan despre asta, dar tocmai de-aia vreau să punctez un pic. Ce mi se pare rușinos ca intenție, nu vorbim acum decât de intenție, că așa se conturează în momentul de față, este faptul că dai o emisiune, tu un post independent pentru care lumea plătește. Eu, de exemplu, sunt un abonat istoric al Dolce Sport, unul dintre fondatorii abonamentelor la acest canal. Nu mi se pare normal să finanțez un pușcăriabil. Da? Adică un om care se va duce la anul în pușcărie, da? Va fi condamnat. Oricum va fi condamnat, că de achitat nu se mai pune problema, dosarul e cât casa. Ca un pușcăriaș așadar să-mi facă o emisiune la televizor pe un post privat pe care trebuie să-l plătești în plus ca să-l vezi. Nu știu dacă e normal. Această chestiune putea să o facă un jurnalist, nu Andrei Năurescu, Doamne ferește, dar un jurnalist. Putea să se ducă să vă întreba de ce să o facă Giovanni acum, când pe el îl așteaptă pușcăria. Că totuși cum va explica Dolce Sport că următoarea emisiune nu se mai face întrucât Giovanni la Jilava. Da? Nu știu dacă era chiar cel mai nimerit moment. Acum 20 de ani, când Giovanni avea și mai mult flair și nici n-arăta așa rău ca astăzi, n-avea părul chiar tot alb, era mai interesant ca om, putea să-l facă acum 20 de ani. Nu? Erau alți fotbaliști, dar îi făcea cu ăia. Fotbaliștii de valoare au fost întotdeauna. Acum e cam târziu. Da? Și faptul că să pună ăștia în genunchi, că zic, Giovanni nu se le ceară bani, le dă el. Da? Să pună ăștia în genunchi să-i ofere o emisiune unuia care îți reamintesc ce făcea pe la televizor. Da? Să ducea și înjura și scuipa și așa mai departe, poate că totuși e un pic deplasat. Mesaj de interes. Încă nu s-a terminat prima repriză la, hai să zicem, tineret, la sub 19 ani în Youth League, liga asta a tineretului, Champions, varianta Champions League pentru tineret. În continuare, Schalke, Steaua 1-0, Napoli la fel conduce cu 1-0 cu Dortmund, Marseille, Arsenal tot 1-0 a rămas, AC Milan 1-0 cu Celtic, la Chelsea, Basel, se vede diferența între cele două școli, 3-0. Deja. Hai să citesc fraza de pe antene, asta pe care am găsit-o pe net. În schimb, pe canalele YouTube vor fi filmulețe scurte cu potențial mare de viralizare. Conținuturile celor două platforme nu se canibalizează. Un alt avantaj al canalelor de YouTube vine dintr-un tool
care evită tentativele de piratare. Există un, sau dacă un utilizator înregistrează o emisiune și o urcă pe YouTube, vom putea evita astfel de tentative de copiere. Ce chestii fac și ăștia, mă? Fenomen, n-avea niciun conținut, mă. Deci antenele, așa cum bine remarcau mulți, n-au nici măcar canale HD. Ci în momentul de față ei emit, au o imagine, adică n-au făcut măcar minima investiție în niște, într-o imagine de calitate. O cea mai proastă imagine dintre canalele importante din România. Despre ce vorbim noi cu viralizare și cu canibalizare? Ăsta e Gusti Roman. Atenție, bă, Gusti Roman vorbește de așa ceva. Asta este limbajul folosit de specialiștii între ale internetului. Și mie mi-a luat ceva timp până să înțeleg că îi tot dădeau cu viral, viral în sus, viral în jos. Crezi că o să a răspândit vreo epidemie? Bă, deci pierd dacă îl întreb de o enigma Otiliei, de exemplu, nu știe nimic. Da? Deși să știi că a fost virală și cartea Enigma Otiliei la vremea respectivă. Îl întreb, de exemplu, de Marin Preda, nu știe nimic. Da? Îl întreb de Vasile Alexandri, nu știe în ce secol a trăit Vasile Alexandri. Îl întreb de Platon, nu știe când a trăit. Îl întreb de Revoluția din Octombrie, nu știe în ce țară a fost. Da? Ok, nu răspunde la niciuna din aceste întrebări, cum n-ar răspunde nici Cosmina Păsărin. Da, bă, dacă îl întreb de canibalizare și de viralizare, deși și acolo e tută, atenție, sigur, știe să-i mânuie termenii ăștia. Lăsați-mă, bă, în pace. Deci vreau să vă spun ceva, când ești un analfabet, la el e chiar mai mult decât atât, că a fi analfabet e mai degrabă o conjunctură. Te-ai născut în Ciad și n-ai putut să te duci la școală că n-ai nici apă potabilă. Nu, la ele mai mult, e prostie, e neștiință, e lipsă de interes, e lipsă de pasiune, sunt toate defectele. A fi analfabet nici nu e așa un mare defect, măcar acolo e ca și cum ai fi paralizat, da? Știi o treabă, nici nu depinde în mare măsură de tine. El are mult mai multe defecte. Asta Gusti Roman, ce făcea când eram eu la ProSport în 97? Vorbea la telefon cu corespondenți, era ucenicul lui Horatiu Sima, da? Și îi bălmăjea pe aia la telefon toată ziua, diurne, soldă, despre ce discuta el. Primea rezultate, telegrafic îi comunicau aia, nota pe caiet, mai lipea pe dulap cât un program al turului sau al returului. Ăsta era Gusti Roman. Se mai ducea la cât un derby de B pe care îl coordona, sigur își trăgea el partea leului acolo când era cât un meci mai tare. Așa? Și acum a ajuns, el este, stați că vă spun, Head of Digital, Antena Group. Ce e asta? Ce înseamnă asta? Cam cât de mare e acolo? Înseamnă că pe digital, adică pe net, e cel mai tare, a? Companiile noastre nu prea s-au dezvoltat în mediul ăsta digital, să facem și noi pe intelectuale. Nu, nu s-au dezvoltat deci deloc. Deci dacă spui Head of Digital la noi, nu înseamnă mare brânză, după părerea mea. Bun, ăștia copia și ei acum au o platformă, s-au luat după voio.ro și au și ei una. Asta, Antena Play, sau, așa se cheamă, da, platforma video. Adică, hai să folosim și noi cuvintele astea după ce o să inventăm cum au inventat cei de la Apple, de pildă iTunes. Atunci putem să zicem Head of Digital. Contăm și noi. Și asta, mă, da. Dacă spui Head of Digital și ești șef peste un site și răspunzi în fața șefului tău, la rândul tău, pentru ce se întâmplă pe site, e ok. Poate fi o meserie onorabilă, dar Head of Digital parcă sună prea pretențios pentru chestiunea asta. Poate se vor dezvolta și ai noștri, dar până una alta, cu regret pentru Trustul Interact, Trustul Media Pro a punctat și aici, mult înaintea lor. Nici acolo nu s-au dezvoltat foarte bine lucrurile. Bine, sunt multe explicații, dar mi se pare cam pretențios limbajul pentru noi. Mai avem, fraților, de făcut mulți pași până să ajungem să ne dăm titluri de-astea pompoase. Am uitat să vă anunț, se bârfește mai nou, bine, disperare mare la Rapid, despre venirea sau revenirea lui Nicu Gheară la Rapid în calitate de patron, chiar, de acționar. Hai să-l luăm ca un zvon, deocamdată nu văd de ce ar face-o. Să ajute Rapidul cu bani? Da, își poate permite. Prea mulți i-a ajutat și continuă să-i ajute, mai ales colegi din presă, dar să ne oprim aici, vorba lui Meme.
Nu văd însă ce l-ar interesa să apară acum în public, ea în calitate de patron al Rapidului, să se implice în mod direct. Nu uităm că Rapidul e în B. Apropo, să nu se spere rapidiștii pe noi, Rapidul joacă la această oră Liga a doua cu Târlungeni. E cum sună Târlungeni și cum sună Gelsenkirchen. Parcă e totuși o diferență. Dar nu-i nimic, poate se ridică și Rapidulețul. Nu cred asta, o să mai vorbim. Deocamdată sunt doar bârfe și asta cu Giovanni și cea cu Nicu Gheară. Așadar, la această oră, Rapidulețul cu unirea Târlungeni în Liga a doua. Parcă văd că vând căbăta e Rapidul, nu știu de ce am iau așa un feeling. Hai să vă mai spunem una, un fost jucător al Viitorului Constanța, crescut la Academia lui Gică Hagi, a trecut un pic și pe la FCM Târgu Mureș, dar, subliniat, a trecut și pe la FC Snagov, știți, echipa aceea la care se pariază adânc. Cristian Criste a fost arestat în Australia, bănuit de implicare în mafia pariurilor, evoluat prin Liga a doua, Southern Stars, se numea echipa, a ajuns în arest cu încă 8 colegi, însoțiți de antrenor care n-a vrut să-i lase singur, adică a fost arestat și antrenorul. Au petrecut o vacanță de lux în Bali, alea sunt destinațiile alese de australieni de obicei, pe acolo se duc prin zona aia. Pentru ei aproape. Da, mai la nord de continent. Ar fi fost eliberat în cele din urmă, împreună cu 3 colegi, dar rămâne sub anchetă. Nu banchetă, ci anchetă, cum spun juriștii. Interesant că a trecut pe la FC Snagov, de pildă, dar și pe la Viitorul lui Hagi. Cam așa se scria și se vorbea și despre Regecamp când a părăsit Germania. Între timp a scăpat bazma curată și iată joacă în Liga Campionilor. Ia să vedem ce scoruri. Dacă s-a modificat scorul pe la meciurile astea de tineret. Da, la Chelsea s-a făcut 4-0 cu Basel. E, acum cine se aștepta să aibă elvețienii o școală extraordinară de fotbal? În Anglia se investește oricum mai mult. Celtic a egalat cu AC Milan la pauză 1-1. Da, Steaua e 1-0 pentru Schalke. Așa a rămas. Interesant. Da, asta spun, că totuși cârnații, dacă Bayern München a pierdut cu CSKA Moscova, demonstrează și Schalke că până la urmă bazele la tineret sunt mai greu de pus. Totuși, un pic mai greu decât să cumperi jucători. E Călin Mateș pe fir. Cam târziu. Da, am vrut doar să vă salut. Asta era, am înțeles. Sigur, așa se face. Profesionalist, din punct de vedere profesionist, e corect. Da. Tottenham cu cine joacă în seara asta? Sau nu joacă? E, cu aia cu care a jucat așa seară. Se repetă meciul. Am înțeles. Și pe adevărat ăla care va conta va fi mâine. Nu, în rest... Mâine joacă, da. Nu, astăzi oricum. A, dacă mâine se joacă în Europa League, așa e. Așa e, așa e. Nu, dar astăzi seara chiar avem meciuri față de ce a fost aseară. Mi se pare că erau dezechilibrate duelurile, sau cel puțin, din ce am văzut, practic singura surpriză acolo cu Copenhaga și Juventus. Deci îi dai dreptate lui Mircea Lucescu. El a spus că a fost dezechilibrat meciul și că au dominat clar acasă la Real Sociedad. Ce vorbește? Am văzut rezumatul. Au călărit aia numai că au ratat din toate pozițiile. Asta a fost. Și au dat gol. Teixeira asta a fost foarte bun pentru ei. L-am văzut în toate limbile. Au postat cei de pe contul de Twitter al lui Shakhtar această performanță în spaniolă, în engleză și în ucraineană, nu știu, în limba aia lor. Ei bine, într-adevăr, o performanță bună a lui Teixeira. A bătut și Mircea Lucescu aseară. Dar de seară chiar sunt meciuri, sunt dueluri interesante. Și Radu cred că are mare emoții pentru de seară. Nu nicio emoție. Nu, nu avem șanse. Am spus-o și ieri și zilele trecute. Nu pot să am emoții enorme. Sigur, emoții ai și când joci un amical cu Istră, cu porțile închise, un pic de emoții. Dar chiar dacă am câștigat, hai să nu, să zicem un miracol, să câștige OM, nu avem nicio șansă de calificare. Am mai spus-o, ăsta e cel mai ușor dintre cele 6 meciuri. Deci, indiferent de rezultat, toate celelalte 5 vor fi mai complicate. E mai greu să joci pe velodrom contra lui Dortmund sau al lui Napoli decât al lui Arsenal, care totuși e o echipă cu antrenor francez, deci mai cunoscut un pic,
cu jucători francezi, da, cu mulți tineri, Arsenal n-are un impact fizic la nivelul marilor echipe europene, da, e mai mult mingicăreală dintre astăzi, nu e sperietoare aspectul și totuși n-ai practic nicio șansă nici cu ei, că de-aia sunt 16 ediții la rând de când joacă în Liga Campionilor. Deci nu avem niciun fel de pretenții, suntem cam cum a fost Galata cu Real Madrid, da? Și dacă îi bătea, Galatasaray nu se califica. Pentru că la Madrid lua bătaie, cu Juventus nu lua mai mult de un punct din 4, adică din 6, deci n-ai nicio șansă. Nu e o grupă din care să poți pretinde că te califici, e o grupă în care, în schimb, poți să joci, da? Să creezi ceva, să joci fotbal, într-adevăr, să faci un pic de spectacol, să-i întinzi bine pe aia, să le demonstrezi jucătorii, OM, lotul pe care l-are este echipa tip, practic, care se va prezenta astăzi, deci n-avem scuze. Să joace tată băieții ăștia, să demonstreze prin Europa că au valoare, să se ducă pe 30 de milioane de euro la Arsenal sau la Manchester United sezonul viitor, da? Asta ar trebui să facă, nu să se califice din grupă, că nu te lasă. Și ziceam cu Andy mai devreme, arbitru Ben Kerenșa, un portughez, ăsta ne-a arbitrat foarte interesant, numai contra echipelor din Anglia până acum și n-am bătut niciodată. Țin minte într-un Bolton cu OM în Europa League, pe vremea lui Barthez, ne-a arbitrat el acolo la Bolton, juca Drogba pe vremea aia la OM. A avut Drogba o bară de la 45 de metri din vole. Deci degajase Barthez, a lovit-o unul cu capul, M. Dani, parcă pe la jumătatea terenului, și a reluat Drogba din vole de la 45 de metri, nu s-a văzut decât pe a treia reluare, că nu s-au putut deplasa camerele, bară, o bară de aia în mijlocul barei, un șut fabulos, da? Țin minte și acum cum se uita portarul de la Bolton, în fine, i-am eliminat pe aia până la urmă, dar no, Ben Kerenșa ăla ne-a dat 5 cartonașe, țin minte, nici unul lui Bolton, 5 lui OM, ne-a scos-o din poartă de câte ori a putut. În fine, deci nu discutăm, la nivelul ăsta n-am. Cât a fost scorul final? 0-0 la Bolton. 0-0, chiar vreau să spun. I-am bătut acasă cu 2-1, cu un gol al lui Ribéry. Ribéry și Nasri au marcat în retur. Era OM ăla care avea să joace finala cupei UEFA. Vreau să spun că în Champions League Marseille a jucat 14 meciuri cu echipe din Anglia. Așa. Și a reușit să marcheze doar 7 goluri în 14 meciuri. Exact. Niciodată mai mult de un gol într-un meci de Champions League. Asta de Champions League, da, cu Bolton a fost în Europa League. Da, deci în Champions League așa a fost, iar Arsenal... Da, totuși notăm... de remarcat că printre aceste rezultate, că le știu, am bătut de 2 ori pe Chelsea. De fiecare dată cu 1-0, da, Pires și Brandao au marcat. Deci n-am marcat foarte mult, dar pe Chelsea am bătut de 2 ori. Și aș mai vrea să notez că Wenger este în acest moment managerul de la startul competiției care are cele mai multe meciuri pe bancă în UEFA Champions League. După retragerea lui Alex Ferguson, doar Ferguson avea mai multe, 190 de meciuri în Champions League pe bancă avea Ferguson. Acum Wenger are 152 de meciuri și este lider din acest punkt de vedere, manager. Eli Bop are vreo 4. Apropo, da, asta spun, nu e. Arsenalul chiar fără 7 jucători, am enumerat noi ieri, și cu o echipă fără rezerve, vorba ta, într-adevăr, cârpită. Adică dacă Özil și cu Giroud este pe teren accidentați în primele 10 minute, să joacă. Da, oricum au primit ok-ul pentru a juca de seară, au avut probleme săptămâna asta. Özil a avut niște probleme musculare după debutul cu Sunderland și Giroud a avut o mică lovitură la genunchi. Da. Amândoi sunt ok. Dacă vor ieși, să zicem, accidentați, nu prea sunt rezerve. Adică ăsta e singurul loc unde Arsenalul stă mai prost ca OM. OM are jucători de Liga 1, nu de Champions League, de Liga. Are jucători care să intre pe teren. Dar cu atât spun, nu visăm la chestiuni de genul ăsta, să ciupim câteva puncte, da. Și ți-am zis, e o chestiune și de orgoliu, de manieră. Dacă nici cu Arsenalul acasă nu clipim, atunci e clar că cu celelalte va fi și mai greu. Eu din toată inima vă urez succes, să-ți dai seama. Da, am văzut că și Joey Barton urează succes lui OM împotriva lui Arsenal, echipă pe care am înțeles că o detestă. El fiind fanul lui Everton, n-are nicio legătură cu... Și toți fanii Tottenham vor fi fani Marseille. Așa, deci avem totuși un sprijin și prin puburile din Anglia. Bineînțeles. Bine, normal, toți ceilalți vor ține cu Olympique Marseille. Să vă mai anunț ceva. Chiar în timpul meciului cu Unirea Târlungeni a fost numit un nou antrenor al Rapidului, în persoana lui Viorel Moldovan.
fusese dat afară pentru a nu știu câta oară Rada, locul rămas vacant pentru puțin timp a fost ocupat de Sandu Tăbârcă, dar se pare că nici măcar Cristescu nu l-a agreat atât de tare pe Tăbârcă încât să-l lase antrenor. Eu știu ce prevăd la un moment dat? E bună asta cu Viorel Moldovan, care era consultant Dolce Sport. Cred că la un moment dat Horia Ivanovici va face Fanatic Show în calitate de antrenor al Rapidului. Pur și simplu va conduce emisiunea în timpul meciurilor Rapidului și va și striga: hai băieți, hai, nu știu, mai face el câte una din asta. Să știi că la un moment dat va ajunge și acolo, după ce îl dă afară și de la Etno TV, se va certa cu Prigoană. La un moment dat îi va zice Prigoană: păi câștiga mai mult decât mine. O chestie de genul ăsta, nu împărțea cu mine nimic. Da, să vă certa, nu contează. Adică crezi că se vor canibaliza? Da, posibil. Sau intervine Bahmu. Intervine Bahmu, de exemplu, și despart. O să-i spună lui Prigoană: Silviule, ori eu, ori el. Asta dacă nu cumva devine viral înainte și atunci nu-l mai poți da afară.